Salut, dragi urmăritori, și bine ați venit la un nou episod din inspectorauto.ro. Astăzi avem o mașină al unui urmăritor care a apelat la serviciile noastre pentru a inspecta mașina, să vedem cum se prezintă. Este vorba de un BMW X1 F48 din 2018, fabricație 2017, luna a 11-a, și acesta și-a cumpărat-o din Germania în urmă cu puțin timp. Și-a și înmatriculat-o între timp, a făcut toți pașii necesari. Este un X1 mai special, pentru că, da, se observă clar, are pachetul DM împreună cu jantele DM și o să vedeți și la interior, tot interiorul este de pachet M. Ce să vă spun despre mașină? Păi să începem cu începutul, aceasta este noua cheie. Băi, și mie îmi place foarte mult. Chiar este o cheie mișto. Se ține foarte, foarte ușor în buzunar, se și pierde foarte repede. Chiar despre mașina, despre mașina în sine, nu prea am avut ce să-i reproșăm, pentru că mașina nu are niciun element revopsit. Singurul lucru care a fost schimbat și are și istoric în reprezentanță este fusta aceasta de pe partea din spate. Și anvelopele sunt destul de uzate, dar sunt și cele originale cu care a venit mașina. Ca și număr de kilometri, păi mașina are în momentul de față 78.000 de kilometri, a fost achiziționată la 73.000 de kilometri. A fost cumpărată direct de la Bavaria, nu știu din ce oraș, dar știu sigur că a venit cu schimbul de ulei făcut și cu filtrul de ulei, fără filtrul de aer. Fiți cum se face. Dacă tot faci revizia, o faci așa mai de buget. Discuri plăcuțe. Băi, pe față discurile sunt încă ok, nu au buză foarte mare, nici pe interior. Plăcuțele sunt undeva la 35-40%, deci pe viitor le va avea în vedere pentru a le schimba. Pe spate discurile sunt încă foarte bune, plăcuțele sunt aproape noi nouțe. Din câte am înțeles, tot la fel când a fost livrată mașina, s-au schimbat și plăcuțele pe spate. Mașina momentan nu a beneficiat de un polish, dar va beneficia în curând de un polish și o protecție ceramică, pentru că, uitați, treburi de parcare. Asta e, ce să faci, e și o culoare pretențioasă, dar în rest, băi, mașina se prezintă foarte ok, adică asta chiar este o verificare de rutină pentru o mașină de genul ăsta. Nu are absolut niciun defect, dar pentru că sunt încărcotat și pentru că totuși e un defect micuț, tripla de pe partea stângă dă erori și nu se aprinde tot timpul. I s-a spus să meargă la Bavaria să-i se schimbe pe garanție, pentru că da, mașina mai beneficiază de garanție încă câteva luni. Și dacă ne putem uita aici, se vede clar că a avut și apă în această triplă, deci probabil că de aici este defectul. Este un X1 mai dotat, pentru că se închide cu cheia și aș vrea să și deschidă cu cheia. Câteva mici urme de folosință, dar interiorul trebuie să recunosc că se prezintă foarte ok. Adică e puțin ca o claustrofob, dar chiar îmi place interiorul ăsta. Scaunele, chiar dacă par mai turtite, să știți că au o susținere excelentă. Are și reglaj lombar și aripioarele se strâng pe tine. Sistemul audio este Harman Kardon. Oglinzile sunt pliabile electric și sunt și rabatabile electric. Înăuntru putem observa din start un aspect pe care nu l-am mai văzut la multe X-uri pe care l-am verificat. Cruise control adaptiv. Are afișajul mare de sigur. E și cu touch. Controlul mare pe care poți să scrii să introduci date în navigație. Hill hold control. Faza lungă este automată și, desigur,
farurile sunt pe LED. Și aici am ajuns la inima bestiei. Am verificat uleiul în care o viscozitate ok. Nu are absolut nicio scurgere motorul ăsta. Bă, e o mașină cât se poate de nou. Nu, din punctul ăsta de vedere, chiar e o mașină cât se poate de nou. Farurile sunt originale, n-a avut niciun accident frontal. Din câte am putut verifica, nici bara de pe față nu a fost vreodată revopsită. Dar cel mai mare dezavantaj al modelului X1 este că la modelul anterior motorul venea așa și acum vine așa. Ceea ce personal eu când, în momentul în care îl conduc și poate o să, chiar vă rog să vă luați de mine în comentarii dacă am dreptate sau nu, mie mi se pare că acum chiar e comparabilă de cum se conduce de o Mazda CX-5. Înainte un X1 era net superior oricărui SUV din clasa ei, chiar dacă e CX-5 e puțin mai mare. Dar cam acolo îl compar, pentru că în momentul de față se simte că mașina nu mai este concepută să fie propulsată, ci e făcută ca să aibă tracțiune. Și tracțiunea asta pe față, nu știu, nu mai e același lucru. Da, BMW-ul înainte, toată lumea când deschidea capota, primul lucru care te uitea e că suportul flanșei de amortizor va avea mereu axa împreună cu motorul. Acum se vede clar că motorul este puțin spre fața amortizorului. Fiind X-Drive, fiindcă aceasta este X-Drive și este și varianta de 190 de cai putere, se simte ca lumea mașina, adică nu am ce să-i reproșez din punctul ăsta de vedere. Dar poate sunt eu dezamăgit în general, nu mai are feeling-ul ăla de BMW 100%. Cu toate problemele pe care le are BMW-ul și despre care se vorbesc, băi, chestia aia era a lui, știi, avea motorul longitudinal cu tracțiune spate și cu un șasiu foarte bine compus. În momentul de față, motorul s-a schimbat. Dar asta e. Cum vi se pare mașina până acum? V-ați cumpăra o astfel de mașină? Dacă aveți un BMW de genul, spuneți-mi și mie ce vă place și ce nu vă place la el. Să trecem la proba de drum. E foarte ușor să găsești poziția la volan. Îmi place mult volanul. Se simte foarte ok. Îmi place, e cărnos. Cutia este clasic ZF, 8 rapoarte și am plecat. Un lucru care îmi place mult la BMW și știu că am mai spus și alții treaba asta, este feeling-ul de la semnalizator, de la maneta de semnalizare. Bă, îți dă un feeling foarte plăcut și solid, ca și cum ăsta te va ține mai mult decât trăiești. Deci ăsta va trăi mai mult ca tine. Nu știu de ce mai mulți cu BMW-uri nu semnalizează, de ce se vorbește, pentru că, bă, chiar e o plăcere să semnalizez cu mașina asta. Da, motorul îl mai auzi, îl simți că aici în fața ta. Are și head-up display, un lucru pe care am uitat să menționez mai devreme. Da, nu este cel mai rafinat, dar părerea mea că este un motor bun. Știu, dar o să începeți toți în comentarii cu da, dacă să vezi când te lasă distribuția. Băi, nu, normal, dacă ai grijă de motorul ăsta, nu o să te lasă distribuția. Motorul e încălzit, acum. Băi, și pus pe caroseria asta, motorul chiar trage. Adică, față de F10, puterea simți că e acolo. La F10, da, nu e chiar cel mai potrivit motor pentru caroseria așa de grea. Dar, băi, direcția e foarte precisă, deși simți că e asistată electronic și practic nu gândești doar tu ce vrei să faci cu mașina. Ultimul BMW pe care l-am condus cu direcție hidraulică a fost X5 ăla de acum câteva săptămâni, care în continuare avea direcție hidraulică. Și da, chiar era un lucru foarte mișto. Dar în rest, mașina nu simte în momentul de față cum lucrează sistemul X-Drive.
simt că prima oară îmi trage fața și după aia se întâmplă ceva și în spate. E fun to drive, dar sper să nu se supere urmăritorul nostru pe mine, sper să nu se supere și alții dintre voi pe mine, dar nu este acel BMW pe care vreau să-l iau eu. Adică pe cât de precisă e direcția, pe atât de poate și placebo la mine, dar simt nene că tracțiunea e pe față. Dau și cutia pe sport, pot să setez și modul sport. În momentul de față mi s-a întărit direcția. Tot se simte ca un Logitech de calculator, dar e mai tare. Acum o să facem și o repriză unde pot, unde drumul permite să ajung la 60-70 la oră. Un lucru, mașina are anvelope ram flat pe 19 cu talon de 45. Deci e destul de rigidă. Nu e cea mai confortabilă mașină, mai ales în configurația asta. Am condus alte X1 cu roți pe 17, cu suspensie standard, e mult mai confortabilă. Dar această setare, băi, da, nu este pentru confort. Măi, din păcate nu pot să fac tot ceea ce vreau cu mașina, pentru că este și ora de așa natură și traficul de așa natură, încât, băi, nu pot să faci nimic. Ăsta e traficul din București, asta este. Dar ce pot să vă spun este că în interiorul ăsta chiar îmi place, mă simt bine. Chiar dacă ai senzația că ești într-un spațiu mic, închis, mie îmi place nivelul finisajelor, mi se pare destul de upmarket, bine, e și prețul de așa natură, încă ai fost culmea să nu fie. Are anumite locuri unde, na, poate aș fi vrut să fie alte materiale folosite, dar pentru ceea ce este mașina, e foarte ok. Dar hai să vorbim și despre preț. Cât este o mașină de genul ăsta? Păi hai să o luăm așa. Mașina asta are 78.000 de kilometri. Este cumpărată acum 2 luni de zile la 73.000 de kilometri. I s-a mai oferit la achiziție un an garanție Bavaria Internațional și mașina a venit cu revizia făcută și cu plăcuțe noi pe spate. Nu a venit cu roți de iarnă, iar roțile de vară trebuie schimbate. Da, este o mașină destul de dotată pentru un X1. Ai cam, nu știu dacă e cam tot ceea ce puteai să pui, pentru că nu are panoramic. Dar este o mașină cu foarte multe dotări și cu pachetul M și cu culoarea foarte, foarte adecvată care profilului. Prețul ei a fost cu tot cu adus în România, cu acte, a fost 28.500 de euro cu tot cu TVA. Ceea ce, băi, da, e un preț destul de mare. Pentru că, na, mai avem și concurenții direcți care nu sunt departe la preț, dar dacă comparăm cu alți concurenți din segmentul medium și nu premium, atunci nu știu dacă se justifică prețul așa de mare, mai ales de nou. Vouă cum vi se pare? Ce vă place și ce nu vă place la ea? Personal, îmi place mașina. Îmi place cum stau în ea. Nu-mi place că în generația veche de X1, în momentul în care stai, nu părei într-o dubă. Asta chiar are un plafon foarte ridicat și mă simt așa cu totul puțin ca într-o dubiță. În modelul anterior mi se părea că era mai plantat, mai aproape de șosea. Asta, da, are suspensie sport, e rigidă, e responsivă, dar pentru sufletul meu nu este fix ceea ce trebuie. Repet, eu fiind fan BMW, suntem în sport. Haide să vedem și o plecare. Măi, mașina chiar trage de cai ăștia.
Deci nu este o mașină înceată, chiar mă văd făcând depășiri fără emoții cu ea. Iar direcția... Se simte că motorul e puțin mai în față, că nu are precizia aia exactă de BMW cu propulsie, dar e ok. Repet, eu așa m-am simțit și când am condus Mazda CX-5. Deși da, Mazda CX-5 e dintr-un segment mai mare, cam același sentiment mi-l dădea. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare prețul și ajutați-ne și pe noi cu un like, un share și un subscribe. Sugestii în comentarii și ce mai vreți voi să ne spuneți? Vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde la toate întrebările. Până data viitoare, eu sunt Văru, iar acesta este un BMW. Salut!